astăzi, 5 iulie, v-am convocat mai la începutul lunii, întrucât au apărut niște proiecte de ordine de zi referitor la proiecte de modernizare școli și trebuie să ne încadrăm, să ne încadrăm în timp să le putem depune. Domnul Terniță va da citire ordinii de zi, după care vom aproba procesul verbal de luna trecută și vom trece la desfășurarea lucrărilor. Ce mai începe, da? Bună ziua, domnul primar, bună ziua, domnul secretar, colegilor, consilieri și invitați la noi. Nu, astăzi. Televiziunea. Da, televiziunea. Da, și invitați-mă. Încep prin a citi ordinea de zi. Avem în cadrul ședinței de astăzi 11 puncte plus... Plus două suplimentare. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de expertiză tehnică extrajudiciară, care are ca obiect alimentare cu apă a satelor aparținătoare Comunei Henuș, sat Henuș și sat Lelie, județul Bacău, întocmit de către PFA Mihalache Esnicu, proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adițional al contractului de închiriere numărul 4231 din 23.06.2008, încheiat între OATC Hemeiuș și Societatea Comercială Opencom SRL, în sensul prelungirii duratei de închiriere. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind susținerea financiară a Parohiei Ortodoxe Sfântul Ilie din satul Ilieci, Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii rețelei de gaze naturale în Comuna Hemeiuș. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind realizarea unui acord de parteneriat cu școala Vigoare Căpătarul Hemeiuș în scopul derulării programului Școală după școală. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind realizarea unui acord de parteneriat cu școala Ion Simionescu Hemeiuș în scopul derulării programului Școală după școală. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a accesării de către UAP Comuna Hemeiuș a unor finanțări din fonduri europene nerambursabile prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare și dotare școală Ion Simionescu, sat Liliș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modernizare și dotare școala Ion Simionescu, satul Ilieș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău și a cheltuielor legate de proiect. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul modernizare și dotare școala Grigore Tăpăcaru, sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului modernizare și dotare școala Grigore Tăpăcaru, sat Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, județul Bacău și a cheltuielor legate de proiect. Proiect inițiat de domnul primar Sava Constantin. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordul pentru execuția lucrărilor pe domeniul privat al comunii în suprafață de 39 de metri pătrați teren concesionat de către Societatea Tehnoxam Triulie East Europe SRL pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, hală de producție aparținând Societății Comerciale Tehnoxam Triulie East Europe SRL, lucrări în instalația de utilizare. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației necesare la țării proiectului de achiziție publică în vederea încheierii contractului pentru prestarea serviciilor de colectare și transport a deșeurilor menajere de pe raza Comunii Hemeiuș de Bacău. Și punctul 14 diverse. Diverse. Așa. Recitesc cum o vom? Da, supunem la vot ordinea de zi. Cine este de acord? În
Împotrivă? Se abține cineva? Să punem la vot procesul verbal de aprobare procesului verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Așa, deci ce să vedem? Nu. Începem cu... Aveți votul, domnul primar. Expunere de motive privind propunerea de însușire a documentației de expertiză tehnică extrajudiciară care a avut ca obiect proiectul de investiții alimentare cu apa satelor aparținătoare comune Himeiuș, sat Himeiuș și Livieci. Raportul de expertiză tehnică extrajudiciară a fost realizat de către expertul tehnic-judiciar profesorul universitar dr. Inginer Nicu Mihalache, specialist în construcții civile, industriale și agricole. Evaluarea proprietății și evaluarea proprietăților imobiliare, aflată în evidența Biroului Experților Tehnici de pe lângă Tribunalul Iași, cu autorizație de expert tehnic-judiciar numărul 9798, deliberată de Ministerul Justiției, Serviciul Profesiei Juridice Conexe, Biroul Central pentru Expertize Tehnice Judiciare, care a efectuat la cererea Primăriei Comunei Himeiuș, reprezentată la acea vreme din domnul primar Constantin Mihailan, și la reprezentarea Curții de Conturi Bacău, o documentație tehnică ce are ca obiect. 1. Să stabilească cu exactitate cantitățile de lucrări executate de constructorul SCA Mitrovița în baza proiectului de alimentare cu apă a satelor Milieci, Himeiuș, județul Bacău, cu verificarea documentației tehnice elaborate de proiectant. 2. Stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în exercițiu din vina proiectantului și modul în care s-a asigurat nivelul de calitate. 3. Stabilirea coeficientului de actualizare, coeficientul K, coeficientul de actualizare real, conform cu datele existente la Institutul Național de Statistică pentru manopere, materiale, utilaje, transporturi și energie, pentru perioada de timp în care au fost emise situații de lucrări. 4. Stabilirea volumului și întinderea vreunui prejudiciu, eventual recuperarea acestuia. S-a consemnat faptul că durata mare de execuție a lucrărilor, perioada 2002-2015, a determinat apariția unor schimbări de trasee ale conductelor, fapt care a dus la necesitatea de emiterea unor dispoziții de șantier pentru continuarea lucrărilor, apariția în timp a unor materiale noi cu performanță net superioară celor existente la data elaborării devizului ofertă. Din toate puse la dispoziție, expertul a constatat că au fost respectați parametrii de calitate și de cantitate a lucrărilor. Coeficientul de actualizare este cel real și a fost stabilit corect. Iar în ceea ce privește întinderea și volumul unui eventual prejudiciu, expertul a consemnat că față de lucrările executate și de valoarea facturilor emise, a rezultat o diferență de achitat către SCA Mitrovița în valoare totală de 101.201,46 lei de bani. Sumă care nu a mai fost facturată și nici solicitată de către constructor. Domnul Mihail, pe acea vreme, era primar și cunoaște foarte bine acest aspect. Dacă vreți unii de rămurit, vi le poate da. Da. Aveți cuvântul, domnul. Da. La vremea respectivă, așa cum este făcut în expunerea din motive și raportul specialistului de la Comitetul Financiar, deci durata lungă a execuției lucrării pe aproape vreo 14-15 ani, normal că survii tot felul de inflația, modificări la prețuri, în tot felul de materiale care sunt puse în operă și așa mai departe. Ei, când au venit specialiștii de la Curtea de Conturi, așa, ei n-au ținut cont de coeficientul K, așa, prin care noi am reglementat și am rezolvat problema atunci când am încheiat cu constructorul noi de situații de lucrări și au zis, doamne, să știți că aveți o pauză. Și atunci, având în vedere lucrul ăsta, noi n-am putut să stăm liniștiți și am declanșat operațiunea de găsirea unor specialiști care să evalueze situația constatată de către cei de la Curtea de Conturi. Dar menționați că dosarul nu a mai fost găsit. Da, că dosarul nu a mai fost găsit, da. Da.
Ei, în condițiile astea am recuperat și am pus la dispoziție expertului toată documentația necesară, i-am dat un portbagaj de documente și în final, după ce au făcut toată expertiza cu toate documentele pe care le-au avut la îndemână, au constatat un plus de 108.000 de lei și nici de cum o diferență în minus. În condițiile în care noi deja făcusem recepția la obiectivul ăsta cu constructorul și cu ISC-ul, e normal că n-am mai plătit constructorului și nici nu știa el că există o diferență plus în evaluarea făcută de către specialist. Și atunci am rămas cu banii ăștia plus în evaluarea de 108.000. Eu vreau să remarc totuși profesionalismul domnului expert că a făcut această lucrare. Vreau să remarc și bunăvoința celor la amicii, da, pentru că a durat 2 săptămâni ca să refacă toată documentația, pentru că nu s-au găsit dosarul nici în altă parte. Și mai ales nici n-au emis pretenții ca această diferență stabilită să le-o plătim. Exact. Așa. Pentru buna funcționare, de acum înainte, este bine. Ce s-a făcut, să meargă de acum înainte și mai bine. Dacă s-a făcut această... s-a îndreptat această situație. Da. Dar expertiza ce nu plătește? Expertiza e plătită. E plătită. Da. Pentru banii e plătită. Da. Aia a fost măsură trasată de curtea de conturi. Da, sigur. Da. Deci această chestiune s-a propus la măsura stabilită de curtea de conturi și au zis că curtea de conturi trebuie să treacă prin Consiliul Local această chestiune. Deci nu o să ia în calcul de expertiza făcută de domnul Miharache, domnul profesor, doctor, inginer universitar, așa, până nu este supusă la Consiliul Local. Deci eu vă spun din poziția mea, cum am documentat asupra acestui punct de vedere, acestui punct din ordine de zi. Da. Mai vrea cineva să spun? Ce v-am spus? Asta este de ce primăria investit. Să punem la vot punctul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Câștig, da, aveți dreptate cu dumneavoastră, nu vă contrazic, dar am câștigat toate ceva, nu mi-a solicitat ca mici. În general, noaptea sa nu e... E pe plus. Da, e pe plus. Trecem la punctul 2. Expunerea de motive. Subțiana Sava Constantin, în calitate de primar al Comunei Hemeiuș, ținând în cont de prevederile contractului de închiriere încheiat între Consiliul Local al Comunei noastre și SC Open SRL Bacău, înregistrat cu numărul 4231 din 23.06.2008, articolul 3, modificat în actul adițional numărul 6760 din data de 15.10.2013 și de cererea numărul 4872 din 6.06.2018 depusă de către SC Open SRL Bacău, văzând raportul de specialitate numărul 4950 din 8.06.2018 întocmit de către compartimentul cadastru și agricol, din necesitatea asigurării produselor farmaceutice pentru întreaga populație a Comunii Hemeiuș, supun aprobării Consiliului Local a următoarelor modificări ale contractului de închiriere încheiat de între Consiliul Local al Comunii Hemeiuș și SC Open.com SRL Bacău, înregistrat cu numărul 4231 din 23.06.2008, modificat prin actul adițional 6760 din data 15.10.2013, printr-un act adițional, la capitolul 1, părțile contractante. Se modifică adresa sediului local secopen.com SRL în municipiul Bacău, strada 22 decembrie, numărul 21, Carabea, apartamentul 4, județul Bacău. La capitolul 3, termenul, articolul 3, se completează cu punctul 3.1, care va avea următorul cuprins. Se prelungește durata închirierii pe o perioadă de 5 ani, cu începere la data 24.06.2018, cu drept de prelungire în condițiile legislative în vigoare. În spate aveți modelul de contract, contractul, cred că le-ați citit la ședința comisiei. Cine ia cuvântul, domnul Pazughi? Este prima prelungire. A doua. A doua.
Nu, nu pot să discut. Sunteți mulțumiți cei care da. Locuiți. Sunteți mulțumiți de aprovizionare, de desfaș, de amabilitate. Da. Faptul că avem aici în comun... Da, este... Este singură. Iese pacientul de la medic, se duce și aceea medicamentul de la farmacie. Este normal. Nu mai face un drum în oraș, mai face un drum. Este foarte bine. Plus că e un spațiu care trebuie folosit. Noi suntem proprietari acolo domnului primar și faptul că el plătește chirie către primăria Hedeleș este un venit. Unii n-am găsit să dăm utilitate pe lor spațiilor care le avem și vedem. Da, unde, exact, apropo din liceu și așa mai departe, cu spațiile astea care stau goale și nu poate... Da, contractul este bine tocmit și respectă toate implantările. Foarte bine, de chiar mai. Aia ți-a da. Acolo drum? Atunci se punem la voi. Pe ce perioadă? Cine este pe drum? Împotrivă? Abține? Trecem la punctul 3. Da. Domnule primar, semnatul Gălățeanu Ioan, în calitate de administrator public. Mulțumesc. În urma cererii preotului parohiei Bisericii Ortodoxe Sfântului Ghinei din satul Cuiești, persoana care nu trebuie să rămânesc cu toate, are gustat la primăria Hedeleș, cu numărul 5669/28-6/2018, prin care ne solicită un sprijin financiar pentru realizarea instalației de gaz natural, achiziționarea unei centrale termice și a trei aparate de aer condiționat, conform devizului anexat. Suma necesară ar fi aproximativ 37.000, așa, având în vedere că în anul 2017 a mai fost aprobată suma de 20.000 de lei, sumă care nu a fost cheltuită, deoarece nu a fost, a fost aprobată la finalul anului și nu a mai fost timp. În anul 2018 mai solicită 10.000 de lei în plus, plus suma din 2017, pentru acoperirea parțială a cheltuielor. La cele menționate, vă rog să supuneți spre analiză Comisiei de Buget și Finanță și apoi să aprobați în Consiliul Local solicitarea. Are aici așa oferta. Discuții. Avem și cererea părintelui. Știți că anul trecut am aprobat 20.000, dar au fost în iarnă. Dacă nu i-a cheltuit și anul ăsta, dar au mai cerut încă 10 și anul ăsta. Și total ar fi 30. Având în vedere lucrările pe care dorește să le facă, ori, da. Și având în vedere să apropie ramul bisericii, Sfântului Ilie, să fim inițiativa făcută de un pentru comunitate. Ramul bisericii Sfântului Ilie, de acord? Și a tu condiția să ne invite și pe noi la proaspătă. Dar nu, că la biserică spate un mic. Nu, în casa de prăzduire, acolo. În biserică spate un mic. De obicei, la slujbă, că se termină slujba, așa știu că procedează. Și ăsta de la Hemeu, și ăla de la Andesesc, și ăla de la Lilieci. Invită Consiliul Local și cu primarul, că ăla ia ceva. Invită pe toată lumea care trebuie la biserică. Toată lumea muritoare. Toți suntem muritori. În fața morții, nu suntem egali. Absolut. Este pentru comunitate. Cred că cu biserica de la Lilieci terminăm cu chestia asta, nu avem... Nu avem tot trebuie să-mi pare rău, pentru că... Tot noi folosim. Da, corect. Tenem pentru extindere și o credință. S-a rezolvat problema, nu? Nu s-a rezolvat. Deci, n-am terminat. Da, dar asta nu mai e problema noastră acum. Da, trebuie să ne gândim dacă o să... Sătenii noștri care... Așa este, dar noi, primăria, nu putem... Trebuie să ne ocupăm noi să administrăm cimitirul, dacă punem la dispoziție. Deci nu... Și este o... Dar nu ai teren. Problemă în plus. Nu avem teren. Terenul din Islas, care toată lumea zice că se dă din Islas o bucată de teren, nu se pretează și nu ne aprobă nimeni să facem. A fost o variantă care s-a da, dar e solul nisipos și nu ți-a exact, exact. O variantă ar fi cu proprietarul care e spatele cimitirului, care ocupă de la locul de acolo, să-i dăm în altă parte, probabil o să vrea mai mult, o discuție, am discutat, am discutat, o discuție, am discutat, dar mai demult, se poate de lua, bine, se poate de lua, nicio problemă, deci nu pot schimba. Ar mai fi iar, de exemplu, la Ciosu, ei vor să vândă acolo, la Polițenia Ciosu, da, ei ar fi bucuroși în altă parte și să dăm pentru cimitir, lângă cimitir acolo. Deci soluții sunt, numai că trebuie un pic de implicare
Domnul Ligă, problema este are că domnule. Extinderea cetății populate este foarte greu de aplicat către cei care monitorizează... E vorba de proceduri. Deci cimitirul nou înființat trebuie să fie cel puțin la 100 de metri de sat. Distanță de locuință. Da, problema este că nu-i cimitirul nou. Acolo la cimitir s-au dus locuințele peste cimitir. Da. Și trebuie să facem terenul de fotbal. Îngrădiți. E la 100 de metri de... Nu se pretează pentru că e zonă nisip. E zonă cu nisip. Zonă cu nisip, așa. Acolo noi nu cerem cimitirul. Se extinde cimitirul. Acval se extinde. Deci cred că am avea șanse de... Numai că să găsim soluții să dispăgubim cei deci, de acolo. Deci, dumneavoastră, ca și colegi din cadrul Consiliului Local, mă uit cu câtă ușurință așa tratați și luați ba chiar în derâdere la mișto că zice, facem acolo. Dar eu vă invit să participați la dezbatere și să vedeți câți pași și cât de greu urcăm fiecare treaptă ca să realizăm un proiect. Și eu chiar mă miră chestia asta, că dumneavoastră care sunteți aici și știți despre probleme, nu vreți să vă le asumați, nu vreți să vin asta ca o glumă, așa, acum, nu vreau să o chiar în serios, să cred că el chiar o zis-o la mișto. Nu, am spus la colegi, nu au curat. Păi uite, foarte bine că ai spus-o și uite, o să o analizăm aici de față cu toți, să vedeți procedurile și cât o durat și cât durează în continuare cu chestia asta. La apropo de teren de fotbal, doar sunt în aceeași echipă. Da. Nu mai contează acum. Nu. Se poate realiza ceva. O să discutăm și despre după terminarea ședinței la diverse probleme. Să duc diploma aia care o și copa. Scrie primăria Emiuș. Da. Păi chiar trebuie să vorbim cum toate comunile alte au putut da bani echipii. Și nu are echipă, nu are asociații, nu avem nimic. În baza căruia dăm. Am discutat cu doamna secretar, mi-a trimis profesor, eu știu ce era la antrenor, care s-a ocupat, eram întrebat așa. Comunii, erau comunii și au găsit sponsor și au dat banii. Dar nu, noi primăriile, pentru primăriile. E problema lor. Avocata vă arăt târtiuța de la avocat și spune, eu nu vă recomand, dumneavoastră faceți ce vreți, dar eu nu vă recomand să dați bani. Și atunci, dacă erați în locul meu... Și legii 350 care permite să dai. Da, dacă ai club sau ai asociație înființată. Corect. Nu ai nimic. Și intri în parteneriat cu asociația respectivă. Dăm bani public la o persoană fizică. Păi și asta se fac cu asociații repede, că doar după facem prezit și o făcea. Și cum s-au înscris toate comunile alea, multam toate comunile erau răsulomici. Păi, dar noștri erau deja înscris, că n-am văzut eu, dar noi de când jucăm? Păi, dacă jucați în continuare, cine vă oprește? Da, și ideea au venit... Ei n-au venit din partea primăriei Hemeiuș, din partea comunii Hemeiuș, n-au venit un capitan de echipă, un fotbalist, să spună, doamne, vrem să lucrăm. N-au venit nimeni. Noi am auzit după ce ați câștigat. Da, dar n-au venit ăla care făcea proiectul, care se ocupa de toate... Păi, dar au venit colegii care bătea câmpii. A zis, doamne, dă-mi o hotărâre de consiliu și m-a dus o copie după hotărâre la soluție. Da, și nu avea nicio treabă cu cine o cerut eu. Păi venit ăla care e reprezentantul, care e făcut proiectul. Da, bă, avem bani de adresă. Primerii m-a dus la Emeiuș când nu se poate. Putem? Lege. Dar dumneavoastră cum vedeți situația la Hemeiuș? Păi ziceam, doamne, trebuia asociația, se ducea și făcea într-o zi repede asociația. Banul public îl putem scoate din... Nu e asta, dar spuneați, doamne, uite, poți să-ți dau, dar făți o asociație. Și în ziua aia făcea asociația. Dar am spus treaba asta, dar nu să-și facă asociații, să ne facem noi comuna, să ne constituim. Noi să ne facem, avea asociații, dar noi nu aveam. Noi nu aveam. Noi nu aveam cu ce să plecăm. Noi ce să-i dăm? Dacă noi nu avem... Era cică venit de când a început campionatul, da, doamne, hai să facem proiectat. Da, dar noi nu avem echipă, dacă nu avem echipă, nu avem asociație, nu avem... Da, trebuie să ai un statut, trebuie să ai un... Dar dacă nu era, zicea ăla când a venit cu proiectul, doamne, uite, că dăm echipamente, dăm la fiecare comună, că așa a dat, Consiliul Județean o dat la fiecare comună. Noi un reprezentant al echipei nu aveam aici o persoană juridică cu care persoana dar respectivă se cu campionatul, campionatul a început după ce a venit un reprezentant și a zis, doamne, uite, facem proiectul, facem... Haideți să vă lăsăm pentru a trebui să duc. Dar nu venim, nu mai venim, nimeni avem o atestă. În toată țara, nu numai toate comunile. Citați la Liga 1 până la Liga Fata, primăria, Consiliul Județean, sponsorizează tot fotbalul din țara asta. Nu mai era niciodată. Era chiar aiurea. Toți acolo zicea, hai comunii, că e campionatul comunilor. Deci există lege pentru așa ceva. Sigur, există. Cum se cheamă echipa primăriei Hemeiuș, comunii Hemeiuș? Ce statut are echipa comunii Hemeiuș? Se aprobă în bani acum, în ședință. Nu avem domnul primar.
Deci nu se poate, trebuie să punem baza. Eu am zis că se poate. Păi eu n-am zis că nu se poate, dar nu a venit din comuna Ivești, nu a venit un jucător. Am discutat cu... Pune-i Pirelu, că eu am văzut, te facem... Cine-s jucători? De unii? Avem niște jucători sau niște oameni așa care... Că niște oameni care au luat locul 2 în județ, pentru un mei și cum a scris comuna Ivești. Dacă ați participat aici la comuna Ivești, la echipa primăriei Ivești, așa sau... Vă spun eu, la experiența care o am, suntem pe primele locuri în Liga a 4-a. Și-ați venit, domnule. Dar fă cu asociația... Eu am mai ținut echipa comunii 2 ani la Gârmeni și la Mărcineni. Faci tu. Pentru că trebuie în locul ăsta. Dacă nu ai venit în baza aerea, ca să poți să-l local. Dacă nu ai venit tu, că tu nu ești în locul ăsta. Ați venit să faceți antrenamente aici, o venit cineva să spune niște lucruri. Facem și asociația. Haideți să depășim momentul. Haideți să putem la diversă, da. Trebuie să și felicit șanțurile care le-ați făcut, că stau fără grijă acum. Cum s-o putut face aia, poate facem cum s-o putut face. O să o facem, că nu eu o fac, nu eu singur pot să fac, tot cu lumea voastră trebuie să fac. Da, uite, s-o găsi soluții să facem șanțurile alea care nu s-au făcut de atâta timp. Am mai făcut eu, când m-am certat cu vecinii șanțurile și drumul ăla, a zis că mă inunda în altfel. Dacă nu eram 5 minute, dacă întârziam, mă inunda iarăși acum. Hai să punem la vot punctul numărul 3, dacă cine este pentru. Împotrivă? Abține? Nu, 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 avem nu, da. Avem subsemnatul Sava Constantin în calitate și primar al comunei Hemiuș. Sunt voi. Și cu asta, având în vedere solicitările cetățenilor din satul Fântânele, pe străzile Alea Teilor, Fântânilor, Trivighetorii, Izvorului, respectiv strada Pronul din satul Viești, cu privire la extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale, supun spre aprobare Consiliului Local alocarea sumei de 498.990 lei, inclusiv TVA, pentru obiectivul extinderea rețelei de alimentare cu gaze naturale imobililor din localitatea Fântânele, strada Alea Teilor, strada Fântânilor, strada Privighetorii, strada Izvorului, respectiv imobililor din localitatea Liviești, strada Prunul, respectiv suma de 40.000 de lei cu TVA necesară pentru proiectare. Extinderea cu gaze naturale e necesară? Numai un pic despre partea tehnică. Și după aceea mai avem pe domnul Preginez. Ca să-i trebuie. Deci la aceste două proiecte care au fost făcute conform noilor regulile MRE, s-au depus niște proiecte de către noi orientative cu devize și gazul ne-a trimis înapoi răspuns. Vor contribui pe Prunului. Vor contribui în proporție de 98%. Deci noi aprobăm ca sumă. Este exact 220 de mii de lei. 22.000 de lei, din care contribuția în cazul este 20.000 de lei. Deci, practic, primăria plătește doar 2.000 de lei. Iar la Fântânele este vorba de 440.000, în care 129.000 este contribuția lui Elon. Gaz, restul, diferența 299.000 este contribuția primării. Deci cam asta ar fi discuție. Dar suma în consiliu trebuie aprobat total pentru proiect, pentru că banii nu se dau de către Elon primărie, se dau executantului. Când o idee, dar nu mai e problema noastră. Deci am reconstruit doar diferența, cei 299 pentru Elon, satul Fântânele, cei 2000 de lei pentru Lilieci. Ce vom continua? Ca să fie clar. Acțiunea. Și la anul, dacă o să ne mai deși. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumim domnului Marius, pentru că s-a implicat în rezolvarea acestei probleme, care este necesar. Cel puțin eu vorbesc în contul la strada Pronului, de ani de zile cu oamenii respectiv, ca să beneficieze și ei gaze. Și mulțumim pentru că ați rezolvat această problemă atât distrigentă a oamenilor de acolo și pentru cei din Fântânele, bineînțeles, că sunt oștenii noștri. Noi ce să facem decât să aprobăm, să fim de acord cu dezlocarea sumei respective pentru ca să poată continua lucrările mai departe.
Pare nu e vreo stradă în Hemeiuș fără gaze? Mai sunt, da. Mai sunt astea care au zis că... Nu, e acum. Nu, e extinse atunci. Dacă ce-au făcut... În schimb, dar este... principii pe care sunt niște bani care trebuie să-i parcurgem, sunt niște criterii dacă îl încadrăm. Deci toate trebuie cu răbdare. Deci asta am înțeles, cu răbdare și făcute... Nu, e procedura foarte greu, e cu Ion Zâmbu-Mureș, ei deja fac un calcul de care au măsurat lungimea țevii, efectiv cu roata. Eu n-am luat în calcul că sparge, devizul lor nu conține, sparge asfalt, bage pui asfalt înapoi. Ei au făcut un calcul, un deviz general doar pe partea de conductă, săpătură și asta poate. Important este chestii implicare din partea primării. Dar domnule, sunt ca așa mai tras gaze acolo. Da, vorba de extindere. Noi de la școală, de la școală de acolo, vrem să mergem cu planul până sus, pentru că în felul ăsta o să se extinde satul, fântânele, o să apară mai multe construcții, de acolo vom încasa impozite și taxe, bani în autorizații de construcții și tot așa ne putem dezvolta. Așa e, da. Da, se iubim. Da, e greu. Dar nu e posibil. Sunt multe etape de parte. Exact. Trebuie răbdare și dacă trebuie să facă de profesionaliști, cum le-a făcut într-o mare și foarte frumos, din partea noastră. Nu numai dumneavoastră, dar ați fost unul dintre pilotii care ați... Cu echipa, bineînțeles. Domnul primar, nu stabilesc eu. Eu mă ocup din partea tehnică. Foarte frumos, din partea. Mai ia cineva punctul? Trecem să punem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Este un proiect de toate șapte cu școli. Da, urmează un număr de 7 proiecte. Sunt la fel, de fapt, pentru școala Hemeiuș și pentru școala Livieci. Diferă sumele și... Cred că așa. Dar poate fiecare parte că sunt fonduri europene și sunt verificate și... Adică, dacă ați citit materialele, dacă v-ați informat cu fiecare proiect, nu știu. Eu am dat suma, dar nu cunoască toată lumea, să știm. Trecem la punctul numărul 5. Da. Păi, aș da tot la fel cuvântul lui domnul inginer, pentru că dânsul s-a ocupat de date și de cifre cea mai mult. Noi a fost doar cu întocmirea... Păi, e de rău, dar trebuie să începem. Proiectul numărul 5. Proiect privind realizarea unui acord de parteneriat cu Școala Grigori Tăbăcaru, Comuna Hemeiuș, în scopul derulării programului Școală după Școală. Consiliul Local al Comunei Hemeiuș, întrunit în ședința ordinară din 5-7-2018, văzând expunerea de motive a primarului Comunei Hemeiuș, a stabilit, propune, se aprobă realizarea unui acord de parteneriat cu Școala Grigori Tăbăcaru, Comuna Hemeiuș, județul Bacău, în scopul derulării programului Școală după Școală. Se aprobă acordul de parteneriat anexa 1 la prezenta hotărâre și 3 se prin grija secretarului Comunii Hemeiuș, prezenta hotărâre va fi comunicată primarul Comunii Hemeiuș, colegi Grigori Tăbăcaru Hemeiuș, prefectul județului Bacău și va fi adusă la cunoștință publicului. Asta e primul proiect. Eu o să fac succint pentru toate și după aceea discuțiază punctual. Deci este vorba despre două proiecte pentru cele două școli, Grigore Tăbăcaru și Ion Simeonescu, de modernizare și dotări. Dacă anul trecut s-a încercat o finanțare pentru modernizare, anul ăsta pe axa de finanțare 9-10.1b se pot prinde și dotări. De asta, aceste proiecte sunt pentru modernizare inclusiv interior, se vor face noi grupuri pentru că nu, sanitare, pentru că nu coincid școlile din punct de vedere al numărului de elevi cu grupurile sanitare corelate și dotările interior, adică tehnologii de ultimă oră, cataloge electronice, table interactive, bănci. Ce ține bănci noi, începem cu acest proiect, cred că l-a citit domnul primar și cu implicarea doamna Vedută, care este școală după școală, aceste toate au fost făcute pentru a obține punctajul maxim ca să putem să trecem proiectul, ceea ce din punctul nostru de vedere și discutând este ok și pentru copii să aibă unde să stea după școală, să-și facă temele și alte chestii, sprijinul profesorului.
Probabil dacă va reuși să treacă acest proiect, o să vină cât mai mulți copii, pentru că cadrele didactice, dacă au și suportul tehnic, da, da, vor conforma. La școală nu va fi voluntariat. E de unde exact, voluntariat? Ce am discutat. Dar unde în țara asta, la școală, după școală, este voluntariat? Nu, dar am spus, nu va fi voluntariat. La școală, o să regăsiți aici și un proiect de hotărâre pe bază de voluntariat, deja cu două contracte semnate de voluntariat, pentru că asta cere Uniunea Europeană. Corect. Și asta este punctajul. Acum, mai departe, după ce se va aproba, cum se va face structura, în funcție de numărul de elevi, în funcție de altă, va fi o altă discuție care va aparține școlii. Da, dar acela deja este alt proiect care va fi aprobat de ISJ și da, totul altceva. De asta zic, nu mai ține de primărie și de Consiliul Local. Asta ce ține de primărie și de Consiliul Local este ca să sprijinim acest proiect să se poată derula. Și deci pentru pasaj și pentru a se realiza. Ce vreau ca să vă mai spun, va fi foarte clar, și asta îl interesează pe Consiliul Local și Primăria, la aceste proiecte obligatorii trebuie să se susțină din fondurile proprii, 2% este un procentaj standard care este, și va mai fi un, două sume ineligibile, o să vă citească domnul primar exact așa, vis-a-vis de proiectare, implementare. E vorba în jur de 50.000 de lei la un proiect, 50.000 de lei la un proiect, care nu au încăput pe deviz. Dar părerea mea este că la o investiție de 400.000 de euro la Livoreta Băcar, care înseamnă 20 miliarde, 50.000 înseamnă 0,2%. Și la cealaltă, tot așa, e o discuție. Din punctul meu de vedere tehnic, eu am terminat expunerea, dacă aveți o întrebare, vreau să aveți tot cea mai mare plăcere, dacă nu e mare face. Rămâne să discutați punct cu punct că trebuie aprobat. Are cineva o întrebare? După realizarea și venirea sumei de bani cu tot ce avem aici, de Doamne să îndeplinească, sunt unele puncte care, de exemplu, școală după școală figurează ca persoană fizică. La toate școlile care figurează în oraș. Da. Da. Deci se înscriu cu meniu, cu plata profesorului, învățătorilor, cu toate astea. Dar acum, ca ajutor, să avem pachetul, să avem necesar și este. Avem chiar și două contracte de voluntariat, adică prin care voluntarii și-au asumat că o să ceea ce ne-am propus sau s-a propus acolo cu electronic, cu asta ar fi bine. Astea sunt dotările, pentru că au încăput și absolut, s-au putut face, e păcat să nu le facem. Da, ca să aprobă, da, sunt fonduri și va fi ok. Adică trecem la un standard. Este la un nivel. Deci, o să vă mai chemăm la diverse, când o să discutăm despre terenul de fotbal. Fără nicio problemă. Mulțumim. Mulțumim frumos. Cine mai are cuvântul? Deci proiectul numărul 5 este identic cu proiectul numărul 6, tot același parteneriat cu școala Ion Simionescu, tot pe problema cu școala după școală, parteneriat cu școala după școală. Da. Și să menționez că la școala Grigore Tăpăcaru contractul de parteneriat prin voluntariat este semnat cu domnul Laslău Mihai, iar la Lilieci cu domnul Toțin Alexandru. Deci voluntari. Acum nu știu cât cât ați fost din informați. Domnul profesor Laslău și în vara trecută, toată vacanța de vară, a venit zi de zi la școală și a făcut pregătiri cu copiii la matematică, fără să ia niciun ban, fără să aibă vreo pretenție. Cu toate că are deja depus o cerere de pensionare, el în continuare vine la ora 7, este la școală. Zi de zi este la școală. Zi de zi. Dar nu expira perioada de prelungire. Nu, dar n-am mai făcut cerere de prelungire. N-am mai făcut anul următor. Prelungiri la prelungire nu se mai acum. Nu, mai avea dreptul la încă 2 ani de prelungire. Da. Păi el a cerut prelungire pentru un an, anul trecut. A, mai avea 2, da. Păi mai avea dreptul la 2, da. Dar nu am mai solicitat. Mulțumesc. Da, deci la 6 sunt tot aceleași. Trebuie să punem la votat în două primar. Mai tot la prea mult.
Scopul acordului de parteneriat. Primăria Himiuș intenționează să acorde finanțare nerambursabilă pentru proiectul modernizare de sale școli. Școala Ion Sivănescu, satul Ieș, la fel și pentru Școala Himiuș. Prin programul operațional regional 2014-2020, axa prioritară 10, obiectiv specific 10.1, apel de proiect 10.1b, dedicat învățământul obligatoriu. Infrastructura educațională este esențială pentru educație, dezvoltare timpurie a copiilor, pentru construirea de abilități sociale și a capacității de integrare socială. Acest proiect va asigura creșterea accesului, calității și atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea gradului de participare a populației în învățământ, astfel încât să se înregistreze reducerea părăsirii timpurii a școlii. Scopul realizării investiției constă în asigurarea unei oferte educaționale adecvate, accesibile și de calitate pentru toți copiii. Proiectul Modernizare și Dotare Școala Ion Simenescu, sat Ilieci, Comuna Himiuș, de Subacă, urmărește cu prioritate investițiile în infrastructura educațională din învățământ și vizează și asigurarea facilităților necesare pentru programul școală după școală pentru a contribui la îmbunătățirea rezultatelor școlare și la o rată de tranziție mai mare decât nivelurile superioare de educație. În conformitate cu legislația națională, investițiile realizate nu vor viza intervenții care conduc la segregarea în școli. Principiile care vor sta la baza furnizării serviciilor din cadrul programului școală după școală sunt următoare. Respectarea și promovarea interesului copilului, egalitatea de șanse și nediscriminare, respectarea demnității copilului, asistarea copilului în realizarea și exercitarea drepturilor sale, asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate în raport cu nevoile fiecărui copil, asigurarea protecției împotriva abuzului, neglijenței și exploatării copilului, asigurarea unei intervenții profesioniste plurijurisdisciplinare, asigurarea confidențialității și eticii profesionale, responsabilizarea părinților cu privire la exercitarea drepturilor și obligațiilor părintești, precum și cu privire la respectarea și garantarea drepturilor copilului. Articolul 3. Obiectul acordului de parteneriat. Prin semnarea prezentului acord de parteneriat, părțile își exprimă acordul de colaborare în vederea asigurării fazei operaționale a programului școală după școală la Școala Ion Simenescu. Articolul 4. Principiile de bună practică ale parteneriatului. Partenerii trebuie să contribuie la realizarea funcționării programului școală după școală la Școala Ion Simenescu. Părțile trebuie să se consulte în mod regulat și să se informeze asupra tuturor aspectelor privind activitatea ce face obiectul acordului de parteneriat. Durata acordului. Părțile se obligă să derogheze prezentul acord de parteneriat pe o perioadă de cel puțin 6 ani de la data intrării în vigoare. Drepturi și obligații ale partenerilor. Să colaboreze cu partenerul secundar și să sprijine derularea în bune condiții a activității pe toată durata derulării acordului. Să pună la dispoziția partenerului secundar cadrul necesar desfășurării activității descrise în prezentul acord de parteneriat. Să comunice partenerul secundar orice eveniment intervenit în derularea activității desfășurate conform prezentului acord de parteneriat. Drepturi și obligații ale partenerului secundar. Să ducă la îndeplinirea activității pentru care s-a angajat prin prezentul acord de parteneriat. Să asigure personal de specialitate necesar funcționării programului școală după școală la Școala Ion Simenescu. Activități generale. Activități specifice. Activități pentru accelerarea învățăturii și performanță. Activități de sprijin, activități de pregătire pentru viață. Atelierii cu activități tematice. Notificări. Amendamente la acordul de parteneriat, litigii, prevederi finale. Deci cam asta conține acest acord. Întrebări dacă mai sunt pe baza acestor două proiecte, 5 și 6, care sunt identice. Trecem la punctul 7, da? Cine este pentru? Supunem la vot punctul 5 și 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la punctul 7, da.
89, da. Trecem la punctul 7, 7 și 8, bilateral. 7. 8 și 9. Proiectul referitor la aprobarea de principiu a accesării de către OAT Comuna Hibiu și a unor finanțări din fonduri europene de ambursabile prin programul operațional Capital Uman 2014-2020. Consiliul Local al Comunii Hibiu și întrunit în ședință ordinară de lucru din data de 5 iunie 2018, având în vedere articolul 20, alineatul 1, articolul 121, alineatul 1 din Constituția României, articolul 3, punctul 1, articolul 4, punctul 1 din Carta Europeană a Autonomiei Locale adoptată de la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificată prin legea numărul 199/1977, articolul 7, alineatul 2 din Codul Civil al României, adresa 1263 din 2-7-2018, primită de școală Ion Simenescu, Sabiliești, Comuna Hemiu și referitoare la necesitatea asigurării unui nivel superior de pregătire pentru personalul didactic din cadrul școlii menționate prin accesarea unui proiect prin POCU 2014-2020, axa prioritară 6, educație și competențe, obiectiv 6-6, îmbunătățirea competențelor profesional didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive, profesori motivați în școli defavorizate, școală pentru toți sau obiectiv specific 615, adresa numărul 1262 din 2-7-2018, emisă de școala Grigore Tăbăcalu, domiciliu în Hemeiuș, referitoare la necesitatea asigurării unui nivel superior de pregătire pentru personalul didactic, exact ceea ce citeam și pentru Ești, propune. Se aprobă de principiu accesarea de către Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Hemeuș a unei finanțări din fonduri nerambursabile în vederea asigurării unui nivel superior de pregătire pentru personalul didactic din cadrul școlii Ion Simionescu Hemeuș și a unei finanțări din fonduri nerambursabile în vederea asigurării unui nivel superior de pregătire pentru personalul didactic din cadrul școlii Grigore Tăbăcaru Hemeuș prin programul operațional Capitalul Uman 2014-2020, axa prioritară 6. Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului din întreprinderi cu atribuții în învățarea la locul de muncă sau alte granturi finanțate prin POCU 2014-2020, care vizează îmbunătățirea competențelor personalului didactic. Articolul 2. Prin prezenta hotărârii se comunică prin intermediul secretarului comunii, în termenul prevăzut de lege, primarul Comunii Hemeuș, școlii generale Grigore Tăbăcaru, școlii Ion Simionescu, instituții prefectul Bacău și va fi adus la cunoștință publică prin afișare. La 7, dacă... Cine are? Ia cuvântul. Îl punem la vot. Cine este pentru? 7. Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 8. Revind la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul modernizare dotare școala Ion Simenescu, sat Ilieși, Comuna Hemeuș. Este la fel și 9. Da. Aici am. Devizii separat cu valori separat, da. Diferit. Așa o să vină campania cu ce să cu pentru toamnă, îți pregăte școli, tot. Să vină atunci, după vacanță. Nu? Da. Consiliul Local al Comunii Hemeuș, Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 5-7-2018. Propune. Articolul 1. Se aprobă documentația tehnico-economică proiectului modernizare și dotare școală Ion Simionescu, satul Ilieși, Comuna Hemeuș, județul Bacău, în vederea depunerii spre evaluare în cadrul programului operațional român 2014-2020. Articolul 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici a investiției conform devizului general prevăzută anexa 1, anexa 1 la prezenta, după cum urmează. Valoarea totală a investiției fără TVA este de 1.857.121,36 lei.
din care cerusem 1.231.749 de lei, 70 bani. Asta e la Lilieci. Iar la Hemius. Valoarea totală a investiției este de 2.674.721 de lei, vreo 14 bani, inclusiv TVA. Da, aici are a construit de la Sinelescu 557 de metri pătrați, are a desfășurată este tot de 557, are a utilă este de 476 de metri. Și aici la Lilieci se construiește alături, suprafață construită 135 de metri pătrați. Are utilă 105 metri pătrați. De ce simți și construcții? Da, mai sunt și pentru că e o clădire modernizată. Total, da, totalul clădirii modernizată e 692 de metri, 3. Cât primește? Area construită 692, 3. Cât primește? O anexă. La școala de la Lilieci, de acolo, e o anexă făcută prin anii 70 și ceva cu ușuri, de ce ușuri, mai are acolo cu centrale, clădiri din Simpici, nu știu ce-i făcută și nu a acceptat, nu și-a dat avizul, dar expertul. E spatele școlii vechi, cum ar veni. Suntem în instanță. Da. Ne în stanță. Ne în stanță. La întrebări la punctul 8. Pentru școala Ion Simenescu, la punctul care este... Nu, 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 să punem la vot punctul numărul 9. Cine este pentru? Acum. Împotrivă? Abțineri? Aici am tot. Trecem la punctul numărul 10. Proiect privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru proiectul Modernizare și dotare Școala Grigore Tăbăcaru, stat Hemius, Comuna Hemius, județul Bacău. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului Modernizare și dotare Școala Grigore Tăbăcaru, Hemius, Bacău, în vederea depunerii spre evaluare în cadrul programului operațional român 2014-2020. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici din investiție, ai investiției conform devizul general prevăzut în anexa 1 la prezenta după cum urmează. Valoarea totală a investiției 2.250.379,18 lei, fără TVA. Valoarea totală a investiției cu TVA 2.674.712,14 lei. Iar la punctul numărul 11 se aprobă proiectul Modernizare și dotare Școala Grigore Tăbăcaru, sat Hemius, Comuna Hemius. Așa. În vederea finanțării acestea în cadrul programului operațional 2014, axa prioritară 10, obiectiv 10.1, pe 10 pe 2017.
măsura 10.1b, pe regiuni, cu suma totală. Aici e suma. Da. 2.674.721 de lei, 721,14, cu TVA inclus. Ai diferență de 100 și ceva de mii de lei. Nici 100 de mii. Da. Într-o școală sau altă. Cine a avut o discuție? Să fie eligibil. Să fie eligibil. Eligibil și finanțabil. Da, și finanțabil. Prima condiție să fie eligibil. Dacă nu e eligibil, să aprobă. Nu se finanțează. Poate fi și eligibil și nu găsesc bani finanțați. Poate fi și eligibil și nefinanțabil. Exact. Și eligibil. De regulă așa se întâmplă, da. Da. Noi ne-am grăbit și cred că suntem de trebuie. Ia, cu discursul ce ați mai făcut, domnul primar? La faza de licitație de seară. Știți că voi, domnul primar, primul venit, primul servit. Așa, așa, așa am grăbit. Păi nu, 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 dar noi sperăm să fim aceia, pentru că noi am avut parte din lucrări făcute anul ăsta. Pe 20 mai ne-am apucat de proiectul ăsta. Deci nu vă spun că ne întâlneam aici câte o oră, vorbeam câte o oră cu consultanță, cu proiectanță, cu personalul de primărie. Și dădeam seama că după o oră n-am făcut nimic, bat din câmpii. Trebuia să întâlnim a doua zi că, de fapt, să schimba sau mai trebuia altceva. Deci a fost o muncă imensă. N-aveați la îndemână ghidul solicitantului? Ba, da, aveam ghidul solicitantului. Cu tot ghidul solicitantului, vă spun că ne-am nebunit. Da, că se mai schimbă ghidul solicitantului în timpul când ai derulare pe... Nu vă mai spun... În timpul solicitării. Când din date ne-a trebuit despre școală. Da. Care trebuiau iar căutate din SIR și din tot. Asta ne omoară. Da, asta ne omoară. La birocrația numărul 10. Cine este pentru? De asta nici nu se depune. De asta nu se muncesc. Nu vor să muncească pentru proiecte europene, că nu se merge. Asta până... Trecem la punctul... 11. Supunem la vot deocamdată. Da. Supunem la vot punctul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineți? Trecem la punctul numărul 12. Având în vedere solicitarea înaintată de societatea Tecnostam, Triulzi Europa, prin proiectant SCGIM Electronis, SRM, înregistrat în instituția noastră sub numărul 5043 din 12.6.2018 cu privire la acordul Consiliului Local pentru execuția lucrărilor pe domeniul privat al comunii concesionat de către societate Tecnostam, teren în suprafață de 39 de metri pătrați, identificat cu număr cadastral 65.455 pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, hală de producție aparținând societății Tecnostam, lucrări în instalația de utilizare. Societatea Tecnostam a solicitat prin cererea numărul 5.47 din 12.6.2018 o hotărâre a Consiliului Local cu privire la acordul acesteia pentru executarea unor lucrări pe domeniul privat al comunii, care este dat spre concesiune sus numitei pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, hala de producție aparținând societății SC Tecnostam, în comuna Hemeiul, județul Bacău, lucrări în instalații de utilizare. Terenul în suprafață de 39 de metri pătrați, identificat cu numărul cadastrat, iar 65.455 face parte din domeniul privat al comunei, se află în intravilan și are categoria de folosință curți construcții. Lucrările care se execută pe cei 39 de metri pătrați sunt următoare. 4 metri pătrați necesar temporar pentru montarea unor cabluri subterane și 35 de metri pătrați necesar pentru amplasarea definitivă a unui cozi de transformare. Văzând raportul 5453 din 21.6.2018 compartimentul de urbanism, solicitarea are la bază legală prevederile legii 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile
articolul 124 din legea 215, privind administrația publică locală republicată. Având în vedere cele arătate mai sus, supun spre dezbatere proiectul de hotărâre cu privire la acordul Consiliului Local Hemeiuș pentru execuția lucrărilor pe domeniul privat al comunii, concesionat de societatea SC Tehnostan lui Wilson Est Europa SRL, teren în suprafață de 39 metri pătrați, identificat cu numărul cadastral 65455, pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, hală de producție aparținând societății SC Tehnostan SRL, lucrări în instalație de utilizare. Avem. Nu știu, care din dumneavoastră știți situația de acolo? Din câte știu eu, s-a dezvoltat foarte mult și nu le ajunge o singură rețea de alimentare cu energie electrică. Vor să aibă și o alimentare de rezervă. Având și o alimentare de rezervă, suplimentează tensiunea care o au și în caz că rămâne pe o rețea fără tensiune, cealaltă o acoperă și pe astălaltă, da, și le suplimentează și tensiunea normal care ar trebui să o aibă momentan. Deci, ei au nevoie și de tensiune și de curent. Una să ai un anumit curent și aceeași tensiune, că ei au nevoie de putere. Și de asta, de studiul care l-au făcut, mai e necesar cu alimentare cu 0,4, dar de pe altă sursă de alimentare. Nu de pe aceeași sursă de alimentare care a fost până acum. Aici sunt două linii de 20 kV, care sunt în paralel. Erau alimentate de una și acum vor alimentare de cealaltă linie. E ca o completare, ca să fiind în temă, practic la Tehnostan, pentru că și eu, puterea instalată, ce a fost anterior proiectată, era mică. Practic s-a extins capacitatea numai 2 ani jumate, să zic, de 6 ori și urmează încă de 4 ori. Deci potul de transformare la care suntem acordați la Heat Park Hemeiuș, practic nu mai face față. De ce? În practic, crescând consumul, deci puterea instalată, în momentul când s-au... în momentul când spuneți toate echipamentele, practic au angajat noi oameni, foarte mulți. Și dând drumul la 99% de echipamente, rămâne fără și hit park, efectiv se izolează tot. Afectează și ceilalți societăți. Și a fost necesar, practic, instalarea unui nou post de transformare. Da. Ca urmare, practic, s-a făcut documentația, proiectul, s-a cerut aprobare și a ajuns la noi Consiliul Local. Acum, dacă doriți să aprobați, practic, mai ca extindere, practic, se urmărește și capacitatea de producție noi, practic, Așa, domnul lucrează acolo, dar noi, după părerea mea, trebuie să vină ceva, să susținem. Dar, ca o completare, da, vă zic, deci documentația nu stufa să fie. Nu fac reprezentanță, nu știu care este aici, o fac pe o firmă. Nu, dar nu, dar am zis așa. Deci, ca și practică, eu sunt în temă foarte grea, exact, cum se... Am urmărit, practic, cu atenție, pașii și a durat foarte mult timp. Nu, răspund. Asta este. Dacă doriți să aprobați... Dar cum să ne aprobăm? Să nu, suntem de acord. Suntem de acord. Supunem la vot cine este pentru punctul 12? Atenție la contractul care se face, pentru că după executare a postului se rămână în proprietatea comunii. Da. Este puterea noastră. Da, e puterea noastră. Dar poate să cum a luat CGV care așa în octombrie așa pe care. Noi ne avem atâtea. Care e problema? Dar să rămână în proprietatea comunii. Și să nu fie afectat populația. Nu fie afectat populația. Trebuie precizat. Este cu linii separată până la stația Mărginel. Deci nu are... Deci nu are. Am plătit toată instalația până la capătul. Deci domnul viceprimar și temă de parte tehnic mai vin. Da. Așa, și la punctul 13, cine doare cu tostul? Salubritatea. Da, mă doare. Cine doare, domnul?
știți, să rămână o săptămână cu o mână fără să fără fregăci cu numele. Deci suntem aici, să dezbatem, să stabilim, să discutăm, să facem. Un raport subsemnat Tancău Iulian în calitate de viceprimar al Comunei Hemeiuș, ținând cont de pregătirea articolului 5, alineatul 1, 2, 6 din legea 101/26 a serviciilor de salubritate a localităților republicate, așa, solicit întocmirea și supunerea acolo aprobării Consiliului Local al Comunei Hemeiuș proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației necesare lansării procedurilor de achiziție publică în vederea încheierii contractului de prestări servicii de colectare și transport a deșeurilor menajere de pe raza Comunei Hemeiuș, județul Bacău. Deci, ca de sacem pentru nou contract cu... Ați văzut aici, doamna secretar, o rompre... Deci nu cu ADIS-ul, cu o societate care o să câștige, că deocamdată ADIS-ul a început o procedură cu muncă 22 de comune unde facem și noi parte, dar nu s-a finalizat, iar având în vedere contractul care l-am încheiat noi cu SOMA în ianuarie 2018, cantitatea mai poate duce, contractul mai poate duce până, nu știu, două luni de zile maxim, în condițiile astea se impune încheierea unui nou contract de calitate, de achiziții pentru salubrizarea calității. Cu specificație când va interveni ADIS-ul, obligatoriu, contractul respectiv se va anula. Se va anula, da. Dacă o facem, intrăm... Cine facem? Cu o societate? Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? Cine câștigă? Exact. Gândiți-vă că după luna lui august, dacă noi nu vine acea societate, îi jale. Nu, vine Bahuța. Nu-i de râs. Gândiți-vă că cetățenii și-au achitat la până la 31 martie, mare majoritatea lui și-au plătit taxa aici. Da, da. Și el sună la primărie, eu ți-am dat banii, de ce nu mi-ai cu noi? Și ce poți să faci? Că legislația e într-un fel, nu e în alt fel. Am făcut primul contract pe 30.000, așa e legal, și acum mai fă altul. Cum să mai faci? Punem la vot punctul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă? De acord. Abținem? Mulțumim frumos! Vă așteptăm la viitoare!